Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Practică altruismul. Partea a doua. Nimeni să nu-și caute folosul lui, ci fiecare să caute folosul altuia. 1 Corinteni, capitolul 10, versetul 24. Liderii importanți au probleme serioase cu eurile lor și implicit acest lucru le pune în pericol munca, slujirea și misiunea, dacă nu sunt atenți. În cartea sa Bunul comunicator, Calvin Miller folosește forma unei scrisori prin care descrie această problemă și impactul ei negativ. Dragă vorbitorule, eu-ul tău a devenit un zid între tine și mine. Nu prea-ți pasă de mine, nu? Ești preocupat în special să știi dacă discursul tău chiar funcționează, dacă faci sau nu o treabă bună. Îți este realmente teamă că nu te voi aplauda, nu-i așa? Îți este teamă că nu voi râde la glumele tale sau că nu voi plânge la ilustrațiile tale sentimentale? Ești atât de prins de cum îți voi receta eu discursul, încât nu te-ai gândit deloc la mine. Te-aș fi îndrăgit, dar ești atât de acaparat de iubirea de sine, că a mea nici nu-ți este necesară. Dacă nu-ți dau atenție, e pentru că mă simt atât de inutil aici. Când te văd la microfon, îl văd pe Narcis în oglinda sa. Îți stă drept cravata? Îți stă bine părul? Este ținuta ta impecabilă? Frazeologia ta este convingătoare? Pare a controla totul în afară de audiență. Vezi totul atât de bine. Dar pe noi ne vezi? Mă tem că această orbire a ta în ceea ce ne privește ne-a făcut să fim surzi în ceea ce te privește. Acum trebuie să plecăm. Ne pare rău. Cheamă-ne mai târziu. Ne vom întoarce la tine când vei fi suficient de preocupat ca să ne vezi. După ce ți s-au năruit visele, după ce ți s-a frânt inima, după ce aroganța ta va fi naufragiată în disperare. Atunci va fi loc pentru noi toți în lumea ta. Atunci nu-ți va mai păsa dacă ți-aplaudăm excelența. Vei fi unul dintre noi.